Un complex de locuințe sociale a luat foc luni dimineață la Gura Humorului. Oamenii care au sunat la 112 au relatat că iese fum de sub acoperișul imobilului cu parter, etaj și mansardă. Pompierii militari au intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Până la sosirea pompierilor, din imobil au fost evacuați 15 adulți și 23 de copii. Deși pompierii au reușit să stingă flăcările destul de repede, în urma incendiului s-au degradat camerele de locuit, obiecte de mobilier și aparate electrocasnice. Locuințele au fost grav afectate și de apa folosită pentru stingerea incendiului. Din primele cercetări ale pompierilor, se pare că focul ar fi izbucnit prin efect termic generat de un aparat electric de încălzire lăsat sub presiune. Este vorba cel mai probabil de un calorifer amplasat în pod, unde se pare că locuia clandestin o persoană care l-a lăsat în priză și a plecat. Primăria orașului Gura Humorului trebuie acum să găsească alte locuințe pentru chiriașii din complexul afectat de incendiu.